Să spargem barierele, școala pentru toți. Aceasta este o resursă educațională deschisă la disciplina consiliere și dezvoltare personală la clasa a șaptea. Știați că în România aproximativ 2 din 10 elevi renunță să meargă la școală? De ce crezi că renunță unii dintre copii să meargă la școală? Probabil te-ai gândit că unii provin din familii sărace sau că unii provin din medii sociale dezavantajate, cum ar fi cartiere mărginașe, localități izolate, sau unii dintre ei au dizabilități de vedere, de auz, mentale, sunt în scaun cu rotile, au autism, sindrom Down, sau că unii fac parte din grupuri etnice minoritare, adică au altă limbă, naționalitate, religie sau cultură, de exemplu, copii maghiari, ucrainieni, germani, tătari, slovaci, romi, etc. Și probabil aceștia uneori se simt neacceptați de colegi. Acestea sunt câteva piedici în continuarea studiilor și cele mai întâlnite cauze ale renunțării la școală, așa cum reiese din studiile realizate în țara noastră. Ține minte că, indiferent de situația în care se găsește, orice copil are dreptul să meargă la școală. Există copii care, în ciuda situației în care se află sau a mediului social din care provin, au reușit să spargă barierele, au continuat școala chiar dacă au avut parte de dificultăți și condiții grele. Ei sunt câștigătorii, dar hai să-i cunoști pe trei dintre aceștia. Mihai s-a născut cu o dizabilitate și niciodată nu a putut să meargă. În primii ani de școală, lui Mihai a fost foarte greu. Majoritatea elevilor din școală îl priveau curioși, unii mai mari cu dispreț, iar alții cu milă. A avut multe tentative de a renunța la școală, deoarece considera că oricum nu îl va ajuta la nimic, că va fi incapabil să-și găsească o ocupație. Cu efortul părinților și sprijinul oferit de profesori, Mihai a devenit mai încrezător și dornic să spargă propriile bariere. A ales să continue școala, a absolvit liceul și apoi facultatea, iar azi Mihai lucrează la o bibliotecă, având ocupația de bibliotecar, devenind astfel un exemplu pentru tinerii asemenea lui. Ce șanse să aibă o ocupație crezi că ar fi avut Mihai dacă ar fi renunțat să meargă la școală? Sunamita este de etnie romă. Locuia într-o comunitate săracă dintr-un județ din România. Când a început școala, nu i-a fost ușor. S-a simțit marginalizată și neacceptată de colegi. În multe dimineți venea să rămână acasă, la fel ca alți copii, doar că ei îi plăcea să învețe, iar la școală iarna era mai cald decât acasă. Când a ajuns la gimnaziu, Sunamita a văzut că multe fete din comunitatea ei au abandonat școala. Sunamita nu a renunțat, își dorea să devină polițistă, așa că a urmat liceul și mai apoi a intrat la școala de agenți de poliție pe locurile pentru persoane de etnie romă. Azi are 20 de ani, este agent de poliție, este mândră de realizarea ei și este un exemplu pentru întreaga comunitate. Sunamita a reușit să spargă barierele. Ce crezi că fac azi prietenele din copilărie ale Sunamitei, cele care au renunțat la școală? Crezi că au ocupație? Silviu locuia cu părinții într-un sat izolat de munte. În fiecare zi trebuia să meargă pe jos 3 km până la școală, pe un drum greu, care nu putea fi parcurs decât pe jos. La început de an școlar erau mulți copii, dar când venea iarna, aproape toți renunțau să mai meargă la școală. Uneori pe Silviu îl însoțea tatăl până la jumătatea drumului, deoarece el nu voia niciodată să lipsească, îi plăcea să învețe. Vara stătea cu oile tatălui și citea cărți împrumutate de la bibliotecă. Silviu visa să devină inginer ca să construiască un drum până în satul lui.
A terminat gimnaziul în satul vecin, apoi a mers la oraș, la liceu, iar mai târziu la facultate. Azi este inginer constructor și are 25 de ani. Și Silviu a spart barierele. Ce ocupație crezi că ar fi avut Silviu azi dacă ar fi renunțat să meargă la școală? Așa cum ai văzut, cei trei copii s-au gândit în anumite momente să renunțe la școală, crezând că nu vor avea șanse de reușită. Dar iată ce au făcut ei. Au continuat să învețe. Au avut încredere în ei. Ce altceva mai puteau face? Puteau să ceară sprijin profesorilor și consilierului școlar. Iar dacă nu găseau sprijin la școală și acasă, puteau să sune la telefonul copilului pentru a cere ajutor. Să învățăm de la ei că trebuie să spargem barierele. Mult succes!